El este Cristi, are 11 ani, însă muncește ca un om mare. Împreună cu bunica lui, colectează fier vechi și orice mai poate valorifica de la o groapă de gunoi. Băiatul trăiește într-o sărăcie lucie. Nu locuiește însă într-o localitate uitată de lume, ci în sectorul 1, considerat a fi cel mai prosper din București. Este doar unul dintre cazurile de copii care trăiesc fără acte de identitate și, prin urmare, condamnați la sărăcie. Copiii români, spun statisticile, sunt cei mai expuși la riscul de sărăcie din întreaga Europa. E o situație care pe noi ne îngrijorează foarte tare. Din păcate, România are cel mai mare risc din Uniunea Europeană. Fenomenul sărăciei nu are însă vârstă. Ca tânăr născut într-o familie modestă, nu-ți poți găsi ușor un loc de muncă. La extrema cealaltă sunt vârstnicii, care după ce au muncit o viață întreagă, își trăiesc ultimii ani în lipsuri. Acesta este portretul pe vârste al sărăciei în România, un fenomen național întins pe decenii. Această sărăcie, din câte am observat eu, se transmite din generație în generație. Asta este realitatea, realismul ăsta este sărăcia. Foarte sărăcie, mare, mare de tot, domnul Andrei, mare de tot. Guvernul a anunțat în luna februarie un pachet de 47 de măsuri care ar trebui până în anul 2020 să reducă numărul persoanelor defavorizate. Pachetul de măsuri anti-sărăcie este axat pe toate grupurile de vârstă, de la copii la vârstnici. Inițiatorii susțin că s-au gândit la toate, de la eliberarea de acte de identitate pentru toți copiii fără certificate de naștere și până la creșe comunitare în zonele rurale. Sunt anunțate și măsuri de reducere a abandonului școlar, programe de asistență pentru integrare profesională pentru adulți, dar și strategii destinate vârstnicilor. Am luat aceste strategii care se refereau una la lupta cu sărăcia până în 2020, una la reducerea abandonului școlar, una la creșterea accesului la servicii de sănătate și am spus, ok, haideți să vedem ce putem să facem anul ăsta pe durata de viață acestui guvern. Noi ne-am uitat la fenomenul sărăciei un pic pe vârste și ideea noastră este că dacă nu reușim să intervenim la fiecare nivel de vârstă, o să fie foarte greu să încerc să rezolv cât de cât problema sărăciei. În România, 1,7 milioane de copii trăiesc în sărăcie, iar unii dintre ei sunt invizibili pentru statul român. Se estimează că peste 150.000 de români cu vârsta de cel puțin 14 ani nu au acte de identitate. Copiii acestora moștenesc problema. În momentul în care se naște copilul, mama nu are buletinul și atunci, dacă se depășește cele 15 zile în care trebuie să obții certificat de naștere, după aceea înregistrarea este foarte, foarte grea și presupune ceva bani, presupune niște cereri, presupune instanță. Cristi, din cartierul Giulești Sârbi din București, nu are certificat de naștere. Fără acte de identitate, băiatul nu are acces la educație, la sistemul de sănătate, la asistență socială. Așa că face ce poate ca să-și ajute familia, căutând fier vechi la groapa de gunoi. Cristi, tu de ce nu mergi la școală? Ia zi-ne așa. Păi nu are acte și a fost la școală și l-a dat... Și ce faci toată ziua? La lemne mai ia două trecite. La lemne? Cristi s-a născut într-o comunitate care se confruntă cu sărăcia de generații. Seara, după o zi petrecută în groapa Giulești, toți cei 14 membri ai familiei se adună în două camere. Bunica Marcela este capul familiei. Eu atât am muncit pe groapă și la groapă adun cărămidă, adun sticle, le vând fiare. Cu astea ne ocupăm. Am fost prea mărâși. Prea mărâși de tot. Mai bine am muncit astăzi să mâncăm. Lipsa actelor de identitate ale nepotului este doar una dintre problemele pe care le are Marcela. În ultima vreme a făcut demersuri să schimbe situația băiatului. Acum trebuie să strângem niște bani, să facem mână de la mână, ca să putem să mergem la IML-ul, la instanță, ca să putem să-i scoatem și certificatul, să vină în rândul lumii
ca toți copiii. Trebuie să facă școală, că dacă nu face școală, n-are cum să trăiască. Că nu merge groapa toată viața, mamă. Cei mai mulți copii fără acte de identitate trăiesc la țară. În comuna Valea Seacă, din județul Bacău, există 20 de cazuri de persoane care nu au acte. Situația este dificilă, mai ales că atunci când trebuie să meargă la școală. Nu are acces la învățătură, nu are acces la drepturile, nu are acces la alocație. Deci, drepturile copilului nu sunt respectate, practic. Domnul Trandafir, fragmente, de Mihai Cadogan. Din ziua când m-am întors aici, în producătorul nostru... Petruța merge la școală din bunăvoința profesorilor, pentru că, oficial, fără certificat de naștere, nu are acces la sistemul de educație. Profesorii o primesc însă la ore, chiar dacă situația ei școlară nu este înregistrată nicăieri. Ce faci, frate? Da. Înveți bine? Ce nu te ai? 10, 9, 8, 6. Bunicul fetei spune că sărăcia a determinat-o pe mamă să amâne eliberarea actelor copilului. Pur și simplu nu a avut niciodată bani de transport ca să se prezinte la instituțiile județene care i-ar fi rezolvat problema. N-a avut posibilitate, dar exact niciodată. Cu ce se întreține? Necazuri, numai necazuri. N-a avut. N-a resurse de bani. Rău. Fata așteaptă acum să-i se elibereze certificatul de naștere solicitat recent de mamă la presiunea comunității locale. Este greu așa fără acte? Adică... Cam da. Pentru că aproape tot copiii mă zignesc. Mă face că n-am acte. Și spun că nu există. Și spun. Tu care n-ai acte nu ar trebui să vii aici la școală. Noul pachet antisărăcie promite simplificarea procedurilor de obținere a actelor de identitate. Încercăm să ne asigurăm că nu vom mai avea copii fără identitate, că vom crește foarte mult rata prezenței în școală, încercând să avem toți copiii în grădiniță, să obișnuim copiii un pic cu școala. Comuna Stănișești, județul Bacău, satul Slobozia Nouă. Aici poți întâlni oameni în căutare de urzici ca să aibă ce mânca. În ciuda lipsurilor din localitate, zeci de copii săraci vin la grădiniță. Sunt incluși în proiectul Fiecare copil în grădiniță. Programul presupune alocarea a 50 de lei lunar pentru părinții săraci care își înscriu copiii în învățământul preșcolar. Ceea ce i-a determinat părinții să-i aducă aici este acel cupon de 50 de roni conform legii. Slobozia Nouă este o comunitate de oameni cu posibilități materiale reduse. Este foarte important și tichetul ăsta de 50 lei. Sorin Bucur are 35 de ani și 4 copii. Trăiește într-un bordei aflat pe punctul să se prăbușească. Sorin câștigă din munca la câmp și din ce primește duminica la biserică. Își trimite copiii la grădiniță pentru ajutorul de 50 de lei. Contează mult la noi. Aici nu avem fond de muncă și să muncim, trăind în alocații, în ajutor. Credeți că școala îi va ajuta cu copii să iasă măcar ei? Da, școala da. Poate ne ajută, da. Să pleci copiii mai departe, mai în altă țară, în altă. Și asta, în sărășie. Noi în sat e sărășie mare. Părinții asociază educația cu niște costuri. Atunci când îndepărteze aceste obstacole, marea majoritate a părinților își trimit copiii la grădiniță, la școală în fiecare zi. În România, odată intrați în lumea adulților, majoritatea tinerilor se confruntă cu lipsa de oportunități de pe piața muncii. Rata șomajului în rândul tinerilor este mai mare decât media europeană, iar pentru cei care provin din medii defavorizate, devine aproape imposibil să-și facă o carieră. Calificarea și educația obținute inițial sunt complet incongruente cu cerințele pieței muncii. Și doi la mână, din cauza salariului minim plus ajutoare sociale care se dau oricum, care în comparație cu salariul care se oferă pe piața muncii, nu motivează tinerii să se angajeze. Atunci acești oameni rămân șomeri. Cristi are 19 ani.
provine dintr-o familie săracă din Constanța. A dezvoltat de mic o pasiune pentru tehnologie. Au fost însă momente extrem de dificile, când familia nu avea nici curent electric. Stăteam cu familia într-o cabană pe marginea lacului Techigal și într-o zi când am ajuns acasă, mama era fericită și mi-a spus că avem un curent electric și în momentul acela aveam resursele necesare pentru a pune un calculator cap la cap, întins pe jos, l-am conectat, am reușit. Era făcut din bucăți, adunate din mai multe locuri. Deși era doar un adolescent, sărăcia și neînțelegerile cu familia l-au împins pe Cristi să plece de acasă. Am făcut autostopul și am ajuns în București. Am lucrat în construcții la negru timp de o săptămână. Stăteam în condiții destul de grele. Au fost zile când tot ce am avut de mâncare au fost bucăți de pâine uscată. Chiar o săptămână întreagă am trăit foarte puțină mâncare. Pe Cristi l-a salvat un program de calificare profesională. S-a gândit că asta este șansa lui. Am obținut o calificare de electronist de aparator radio și TV. Mi-a fost oferită și o bursă. Și la sfârșitul celor 7 luni am obținut calificarea. Și acum a început viața? Într-un punct destul de ascendent. Lucrez la serviciu. Și ce sper de la asta? Să devin independent. Să am locuința mea și să-mi pot întâmpla o familie. Ca o soluție pentru îndepărtarea tinerilor de zona de risc de sărăcie, noul pachet de măsuri propune reformarea învățământului profesional și integrarea pe piața muncii. Unii economiști cred însă că soluțiile pentru cei din mediile sărace ar trebui să fie altele. Dacă am fi asistat la o scădere a impozitării, în ceea ce privește locurile de muncă pentru tineri, atunci am fi văzut că cresc locurile de muncă pentru tineri. Dar nu vedem acest lucru. La ce folos aceste măsuri dacă oricum, la finalul lor, în mod sustenabil, nu vom avea o sincronizare între stimulentele și capacitățile tinerilor și nevoile angajatorilor? Pachetul de măsuri antisărăcie propune și o serie de proiecte speciale dedicate vârstei a treia. Potrivit unei statistici din anul 2015, peste o treime dintre vârstnicii români trăiesc la limita subzistenței, aproape dublu față de Uniunea Europeană. Nu știu chiar așa de scumpe, dar ce se fac mai întâi, mâncarea sau alte... Nicolae Petrescu locuiește singur într-un apartament din București. Trăiește dintr-o pensie de 1000 de lei, care îi ajunge doar cât să acopere costurile de întreținere. Mi le achit atunci și restul, ce fac eu, mai fac un ceai, mai fac pâine goală. Râdeți, dacă chiar aveți zile în care mâncați doar pâine goală? Da, cu ceai. Vă mira. Copleșit de greutăți, în urmă cu câteva luni, Nicolae Petrescu a sunat la un număr de urgență pus la dispoziție de o fundație. Necazul și nevoia te îndeamă să faci chestia asta. Și m-am zis, ia mai să încerc o figură asta. Poate Dumnezeu să mai gândi și la mine. Și după câteva zile, au venit la mine acasă. Foarte amabil, de Sfântul Crăciun am primit și pachet. Pentru mine a fost cea mai mare bucurie. Excluziunea socială este, alături de problemele financiare, cealaltă problemă gravă cu care se confruntă vârstnicii. Fundația care a lansat telefonul vârstnicului, la care a apelat Nicolae Petrescu, a adunat numai anul trecut peste 2000 de apeluri similare din toată țara. Sărăcia vine la pachet și cu alte probleme. Singurătatea este o problemă importantă pentru că ei nu au cu cine să comunice și intră într-o anume depresie. Gândiți-vă că se estimează că în 2060 vor fi 30% din populația României va fi formată din vârstnici. Nu putem să gândim o societate românească pe următorii ani fără să-i luăm pe aceștia în calcul. Unde mergem, domnul? Unde mergem la domnul Mărginea, nu? Există însă români care, indiferent de vârstă, nu se regăsesc în planurile de luptă cu sărăcia ale autorităților. Oamenii străzii sunt invizibili în statistici sau proiecte sociale. Singurele care le acordă ajutor sunt câteva organizații non-guvernamentale.
Este ora 8 seara și medicul Colin Teleianu verifică în ce stare este un bărbat care doarme de 2 ani într-o mașină pe o arteră circulată din capitală. Vino cu aceste atențiune, dar... La o altă adresă, în scara unui bloc, asistenții sociali găsesc un fost inginer care și-a pierdut casa în urma unei escrocherii. Sunt cel puțin 1800 de persoane adulte fără adăpost numai în București. Numărul lor ar putea fi însă mult mai mare. Noi avem în jur de 1850 de beneficiari în fiecare an. Câți sunt în total? Trebuie să vă mărturisesc că încercăm să facem un recensământ care să fie un recensământ cât se poate de apropiat de adevăr, de mai multă vreme. Viața pe stradă este plină de pericole. Gică Manea, un om fără adăpost din București, știe asta foarte bine. Doarme într-o casă părăsită, ai cărei pereți aproape se prăbușesc. Toată averea lui încape într-o sacoșă. Ce am găsit și eu pe drum? Acolo și eu 2 lei, 3 lei. Nu vă e frică să stați aici așa? Mi-e frică, dar ce să fac? Unde să mă... Dacă plouă, ninge, unde? Stau afară în ploaie. Și mai ca o pe la gunoaie, vă spun. Sincer, mai găsesc o sârmă, un fier, o le vând. Dacă îmi fac și eu 10 lei, sunt mulțumit. Deci, exact pe colțul aleii acestea, pe colțul aleii acestea, se fac două bănci, sunt așa în diagonală puțin, acolo dormeam eu. Radu Calonfirescu a atins și el cea mai de jos treapta sărăciei. A fost jurnalist, a avut și o firmă. În urmă cu un an însă, a ajuns om al străzii. A suferit de foame și a dormit pe bănci. Radu povestește experiența trăită în stradă cu luciditate. Am căzut din jos în mai jos, încetul cu încetul, s-au dus toate. Era totul gri, ca o dimineață cețoasă și întunecată. Și până în ziua în care am rămas fără nimic și atunci găsești o cale de supraviețuire în felul ăsta. Și există căi de supraviețuire. De la desculcatul zilnic, printre blocuri, magazine, până la valorificare de material. Radu Calonfirescu a învățat pe propria piele ce înseamnă să nu ai adăpost. A fost jefuit și a pierdut inclusiv actele de identitate. A suferit de foame, însă cel mai greu a fost să treacă peste umilințe. E greu să vezi oameni cu care te-ai salutat, cu care te-ai strâns mâna, cu care ai vorbit. Te vezi acum că te evită și ești obligat să eviți. Radu locuiește acum la un centru social și încearcă să se pună pe picioare. Nu toți cei ajunși în situații de sărăcie extremă reușesc să-și refacă viața. Mulți sfârșesc doborâți de boli, în special în iernile grele. Sunt duși aici, la cimitirul Străulești 2, zis și cimitirul săracilor. Anual, aici ajung între 350 și 400 de persoane care s-au stins în condiții de sărăcie extremă. Și cel mai mult mă marchează în momentul în care este vorba de copii, este vorba de tineri, rămân necunoscuți. Să știți că nu de puține ori au fost cazuri aici când cei cotați drept oameni ai străzii au fost persoane care în viața lor n-au fost chiar nimeni. Au fost profesori, au fost doctori, au fost avocați. Da, din păcate noi ca popor avem o problemă din punct de vedere moral. Noul pachet guvernamental propune reducerea riscului de sărăcie până în anul 2020. În timp ce inițiatorii cred că este un termen realist, dincolo de optimism, mulți specialiști se îndoiesc că lucrurile vor găsi o rezolvare atât de rapidă. Acest număr masiv de oameni rămân în capcana sărăciei, cum se spune. Pachetul de măsuri antisărăcie nu îi scoate pe oameni din capcană, pentru că nu destramă capcana, de fapt. 2020 e un termen realist pentru a avea politici publice bune.
Dar dacă ar fi să o luăm logic, în momentul de față, predicția pentru România e că vom avea o creștere economică. Absolut că mi se pare fezabil. Eu nu cred că e această dihotomie. Bani de investiții versus bani pentru săraci. Banii pentru săraci, dacă sunt bine folosiți, sunt o investiție. Disputată între critici și susținători în România, strategia care își propune să scoată milioane de români din sărăcie în doar 4 ani a fost primită cu entuziasm la nivel european. Timp de 10 ani însă, miliarde de euro din fonduri UE au fost cheltuite pe proiecte întocmite doar pe hârtie, care nu au produs efecte sociale. Până la noi date statistice, România rămâne pe primul loc în Europa, în topul dezolant al sărăciei. Rămâne o țară unde peste 2,5 milioane de oameni trăiesc la limita subsistenței.